Dr. Silvia Irina Zimmermann și conferința sa. Vreau să vă spun să vă pregătiți, dacă aveți necunoștințe sau lucruri pe care vreți să vi le completați de la cele trei conferențiare, după aceea, după ultima conferință, să fiți pregătiți cu întrebările. Nu știu dacă este bine, așa? Marima, e bună, da? Bine. Bună seara, stimate doamne, stimați domni. Mă bucur că ați venit așa de numeroși. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur și eu de invitație și de, mai ales mă bucur să am alături... Ist nicht eingeschaltet? Doch, ist. Ist eingeschaltet, ja. Ich bin vielleicht zu leise. Am avut vocea prea... Nu se aude deloc, deloc. Da, încep. Deci, istoria monarhiei din România și a celor patru regi a ei ar fi incompletă fără povestea consoartelor regale. Dintre cele patru regine, îndeoseb primele două, regina Elisabeta și regina Maria, ies în evidență prin activitatea lor de lobbyism în serviciul regatului României. Da. Regina Elisabeta, primul copil al perechii princiare Hermann și Maria de Witt, a venit pe lume la 29 decembrie 1843 la Neuwied. Elisabeta a primit o educație aleasă și intensivă, neobișnuită chiar pentru o prințesă, atât în științele umaniste cât și în științele exacte, încât ea era foarte bine pregătită pentru rolul de consoartă a unui suveran. Dar abia la vârsta de 26 de ani, în anul 1869, Elisabeta se căsătorește cu domnitorul Carol I, pe care îl admiră pentru simțul datoriei și pentru ideea lui de misiune civilizatorie și culturală pe un tron străin. Perechea domnitoare, Carol și Elisabeta au avut un singur copil, o fetiță. Principesa Maria s-a născut în anul 1870, dar a decedat în 1874 la numai 3 ani și jumătate din cauza îmbolnăvirii de scarlatină și difterie. În ciuda numeroaselor tratamente în străinătate, regina Elisabeta nu a mai putut naște un alt copil, ea a suferit mai multe pierderi de sarcini și mai ales a suferit din cauza lipsei de copii, pe care o considera un eșec personal. Începând cu anul 1880, regina Elisabeta a avut o bogată activitate de scriitoare sub pseudonimul Carmen Silva, Cântecul Pădurii, încercând astfel să lase o moștenire spirituală și culturală țării. După războiul ruso-turc din anii 1877-78, respectiv războiul de independență al României, țara a fost ridicată la rangul de regat, iar Carol I și Elisabeta au fost încoronați ca prima pereche regală a României. Regele Carol I a domnit până la moartea sa în 10 octombrie 1914, iar domnia sa de 48 de ani a fost cea mai lungă domnie a unui suveran din istoria țării. Regina Elisabeta a decedat în anul 1916 și a fost înmormântată alături de regele Carol I în biserica de la Curtea de Argeș. Regina Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 la Eastwell Park în Anglia. Din partea tatălui, Maria era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, iar din partea mamei era nepoata împăratului Alexandru al II-lea al Rusiei. O perioadă din anii de tinerețe, din 1889 până în 1892, prințesa Maria i-a petrecut în Germania, la Coburg, unde tatăl ei fusese desemnat moștenitorul unchiului său, ducele Ernst de Saxa-Coburg și Gotha. În anul 1893, la vârstă de numai 17 ani, Maria a fost căsătorită cu principele moștenitor al României, Ferdinand, devenind astfel principesa moștenitoare a României. La 15 octombrie 1893, Maria dă naștere primului ei copil, principele moștenitor Carol, viitorul rege Carol al II-lea și primul moștenitor al dinastiei românești născut pe pământ românesc.
Perechea princiară, Ferdinand și Maria, au mai avut 4 copii, din care 2 fiice au devenit regine, Elisabeta, regina Greciei, și Maria, regina Iugoslaviei. După decesul regelui Carol I, în octombrie 1914, Ferdinand și Maria au devenit a doua pereche regală a României. Dat fiind că după primul război mondial, România a cuprins pe lângă teritoriile vechiului regat și Transilvania, Basarabia, Bucovina și Cadrilaterul, Ferdinand și Maria s-au putut numi astfel primii suverani ai României Mari, regele și regina tuturor românilor. Regele Ferdinand a decedat în anul 1927, după numai 13 ani de domnie, iar regina Maria l-a supraviețuit doar 11 ani, fiind răpusă și ea de boală la 18 iulie 1938. Perechea regală Ferdinand și Maria a fost înmormântată de asemenea în biserica de la Curtea de Argeș. După cum am menționat mai devreme, primele două regine ale României sunt personalități importante ale monarhiei românești pentru că au avut o activitate de lobbyist pentru țară de o intensitate ieșită din comun până atunci în istoria României și cu un efect extraordinar pentru renumele țării în lume. În continuare voi prezenta 4 categorii de imagine a activității celor două regine care sunt reprezentative pentru ele. În 2 dintre categorii, reginele se aseamănă. Mama regina, regina ocrotitoare a poporului ei și regina ambasadoare pentru regatul României în călătoriile în străinătate. La 2 alte categorii există diferențe în intensitatea cu care au fost urmate de regine și în ce privește efectul lor în afară și receptarea de către public. Regina poetă, categoria atribuită reginei Elisabeta ca poetă și scriitoare, sub numele artistic Carmen Silva, cu mențiunea că ambele regine au fost cunoscute în lume ca scriitoare, și regina soldat, categorie atribuită reginei Maria pentru implicarea ei în politica țării, cu mențiunea că în vreme de război ambele regine au avut un aport asemănător ca surori de caritate, ambele erau interesate de evenimentele de pe front și ambele primeau oameni de stat și diplomați și discutau cu ei despre evenimentele de pe front. Categoria regina mamă, ocrotitoarea poporului ei, nu este ca atare o imagine ieșită din comun, dar capătă un plus de strălucire prin Elisabeta Doamna, care, abia sosită din Germania în România, este cucerită de frumusețea portului românesc al țărăncilor și îl îmbracă la curtea domnească din București. Se lasă fotografiată în portul popular, distribuie fotografiile în străinătate sub formă de card de vizit sau cărți poștale, arătând astfel legătura ei cu poporul român. Acest exemplu este urmat și de regina Maria, care se arată în port popular printre țărani, de asemenea fotografiindu-se astfel în diferite ipostaze. În imaginile din față o vedem în stânga pe regina Elisabeta în port popular la războiul de țesut în biblioteca Palatului Regal din București pe la 1900, iar în dreapta sunt regina Maria împreună cu fiica ei, principesa Ileana, tot în port popular, înconjurate de țărani din împrejurimile castelului Bran. Aici vedem 2 fotografii ale Elisabetei în port popular pe la 1870. Doamna Elisabeta a îmbrăcat portul și în străinătate, în sejururile ei din Germania. Astfel relatează într-o scrisoare către domnitorul Carol din 21 iunie 1873 de la Zeghnaus, lângă Neuwied, despre reacția admirativă a principelui moștenitor Friedrich al Prusiei, viitorul împărat Friedrich al III-lea al Germaniei, când Elisabeta îmbracă un costum țărănesc românesc. Citez: după dineu fu solicitat costumul. M-am îmbrăcat sus cu el și am fost admirată enorm. Principele moștenitor nu se putea sătura să privească fiecare motiv, marama minunat de frumoasă și salba de monede. Era cu totul încântat. Închei citatul. Și fiica perechii domnitoare, Carol I și Elisabeta, este îmbrăcată și fotografiată în portul popular românesc, demonstrând astfel originea ei românească și apartenență la poporul român.
După moartea timpurie a fiicei, regina Elisabeta a pictat Evanghelia de la Curtea de Argeș în memoria fiicei ei. În fotografia din dreapta o vedem în fața foilor de pergament ale Evangheliei pictate de ea. Aici avem o fotografie pe la 1870 cu Elisabeta Doamna împreună cu doamnele ei de onoare, îmbrăcate în port popular, iar în fundal se vede mănăstirea Sinaia, în apropierea căreia a fost construit, începând din anul 1875, castelul regal Peleș. Principesa moștenitoare Maria la fel a îmbrăcat portul popular, imortalizându-se în diferite ipostaze. În fotografia din stânga, Maria poartă costumul popular primit în dar de la regele Carol I cu ocazia logotnei ei cu principele moștenitor Ferdinand al României în anul 1892. De asemenea, copiii principesei Maria apar în fotografii în costume populare împreună cu mama lor. În această fotografie îi vedem și pe principii Carol și Nicolae în costume populare, dar la vârsta maturității doar principesele și reginele s-au arătat în costum popular, principii și regii purtând deseori uniforma militară. Spre diferență de regina Elisabeta, care a purtat portul popular autentic și la unele festivități publice din străinătate, regina Maria l-a îmbrăcat mai ales în România, dar în combinații mai individualizate și fanteziste. În fotografiile mai târzii ale reginei Maria în port popular, observăm un stil individual modern al reginei, ea combinând într-o manieră foarte originală portul țărănesc cu bijuterii prețioase, iar pe cap, în locul maramei de mătase, purtând deseori un șal legat în stil oriental, asemănător unui turban feminin cu un voal lung la spate. Regina poetă este atributul reginei Elisabeta, care a început din anul 1880 sub pseudonimul Carmen Silva o bogată activitate de scriitoare în serviciul coroanei. Acest nou rol al reginei de a fi de asemenea scriitoare, rol introdus de regina Elisabeta în România, a fost adoptat și de urmașa ei pe tron, de regina Maria, astfel că putem vorbi despre amândouă ca fiind reginele scriitoare ale României. Regina Elisabeta și-a început cariera de scriitoare prin anul 1878, după războiul de independență a României, cu traduceri din poezia română în limba ei natală, germana, publicându-le în revistele din Germania sub diferite pseudonime. Primele ei traduceri sunt din poeziile lui Vasile Alexandrii și Mihai Eminescu, regina având meritul de a fi publicat prima poezie eminesciană tradusă în limba germană în străinătate. În imagine vedem în partea stângă un colaj din paginile revistei Die Gegenwart, Actualitatea, de la 1878, cu poezia Melancolie de Mihai Eminescu, publicată în traducere germană de regină sub pseudonimul E. Vedi, o anagramă de la numele ei Elisabeta de Vid. Iar în partea dreaptă a imaginii este volumul Rumenische Dichtungen, cuprinsul acestui volum, poezii românești. Erau cu traduceri din germană, în germană din poezia românească contemporană, volum publicat de Carmen Silva împreună cu scriitoarea germană Mitte Kremnitz, colaboratoarea literară a reginei în anii 1878 până în 1890. Dintre operele literare ale reginei Elisabeta, îndeosebi două sunt remarcabile ca opere prin care regina făcea publicitatea României în străinătate. Poveștile Peleșului, publicate în 1882-83, în același timp în România, cât și în traducere în România în traducere, cât și în Germania în original. Aceste povești despre locurile și populația română din apropierea castelului Peleș sunt o împletire de legendă cu aspecte mitologice și fantastice, de figuri și motive din basmele românești și germane și povestite astfel de alegoria pârâului de munte, Peleșul, încât cititorul să capete impresia că ar fi culese de autoare chiar la fața locului.
dar ele sunt produse ale fanteziei reginei, iar prin aceste povești, regina Elisabeta dorea să facă cunoscut numele Peleșului, numele râului, dar mai cu seama al castelului regal ridicat de regele Carol la Sinaia. O altă carte care a apărut concomitent în România și Germania în anul 1905 a fost Jurnalul de călătorie al reginei Elisabeta pe Dunăre, cu titlul german Reintochters Donaufahrt, fica Rinului călătorind pe Dunăre. În acest jurnal, regina Elisabeta relatează despre călătoria familiei regale și princiare pe Dunăre în mai 1904 și îl elogiază pe Augustul ei soț, regele Carol I, ca fiind suveranul ideal pentru România. Jurnalul conține pasaje cu descrieri frumoase și observații interesante despre meleagurile și istoria zbuciumată de-a lungul malurilor Dunării, unde în anii 1877-78 au avut luptele armatei române sub conducerea domnitorului Carol împotriva armatei osmane în războiul ruso-turc, respectiv războiul de independență a României. Regina relatează și despre locuitorii diferiți din aceste locuri, români și bulgari, și de asemenea povestește despre viața regelui Carol I, despre aspirațiile lui din tinerețe ca prinț străin ales domnitor al României, despre ideea lui de misiune civilizatorie în sud-estul Europei și despre realizările regelui în timpul domniei sale. Regina Soldat, denumirea atribuită reginei Maria, amintește de prezența reginei pe câmpul de luptă în primul război mondial, deși acolo a îmbrăcat costumul de infirmieră și nu uniforma regimentului de roșiori pe care îl conducea onorific. În cele două imagini o vedem pe regina Maria purtând această uniformă militară, călare, în 1902, pe când era principesă moștenitoare, în portretul realizat de pictorul Tadeusz Adjukiewicz. Aici principesa este în prim plan, iar în depărtare sunt redați regele Carol I împreună cu un general, probabil generalul Averescu, amândoi călare, regele ținând mâna la frunte în formă de salut. Ca principesă, Maria lua parte la manevrele militare ale regelui Carol I împreună cu principele Ferdinand, după cum demonstrează și acest portret. Iar în fotografia din dreapta este regina Maria în uniformă în anul 1923 cu ocazia sărbătoririi regale de 10 mai, unde lua parte la parada militară călare alături de Ferdinand. Dar după cum vedem și în această fotografie a reginei, în perioada războiului, pășind peste tranșee, regina Maria arăta foarte energică și în uniforma de infirmieră a Crucii Roșii, stârnind încredere soldaților și speranță în victorie, chiar și în momentele cele mai grele ale luptelor, chiar și atunci când, după mărturiile contemporanilor, nimeni nu mai credea într-o victorie a românilor. În această fotografie, regina Maria se află la Mărășești în anul 1917, iar în urma ei pășește generalul Eremia Grigorescu. Dacă comparăm ambele regine în vreme de război, este demn de amintit că și regina Elisabeta fusese în timpul războiului de independență foarte activă în îngrijirea soldaților răniți, o activitate atribuită femeilor de altfel. Elisabeta doamna amenajând atunci în parcul palatului de la Cotroceni un lazaret cu mai multe bărăci pentru îngrijirea ofițerilor răniți pe câmpul de luptă din Bulgaria, de unde erau transportați până la București. Grație jurnalelor reginei Maria din timpul primului război mondial, este cunoscut astăzi că aceasta își exprimase dezamăgirea că nu este ea în fruntea armatei și a țării, că nu este o regină suverană. Astfel, la 18 octombrie 1916, regina Maria consemna în jurnal, citez: "Ah, de ce nu sunt eu regina? Aș merge peste tot, aș observa totul, aș vorbi cu soldații și aș rămâne printre ei până m-ar iubi și ar merge cu drag în numele meu în luptă. Astfel, aș fi o realitate în rândul lor, nu doar un nume." Închei citatul. Și regina Elisabeta își exprimase dorința de a merge pe câmpul de luptă, dar în alt fel decât regina Maria. Elisabeta doamna, atunci, pentru a fi alături de Carol, pentru a-l susține pe soțul ei ca un conducător al oștilor și nu pentru a-i îndemna pe soldații în numele ei. Într-o scrisoare din 5 octombrie 1877 către domnitorul Carol, Elisabeta scrie, citez: "Cu cât drag aș fi alături de tine în tranșee,
De fiecare dată când un rănit vede portretul tău, se înroșește de bucurie. Tu i-ai fermecat pe toți. Închei citatul. O altă diferență la cele două perechi regale în vreme de război, pe lângă diferența de caracter a personalităților și diferitele perioade de viață în care trăiesc războiul, este de asemenea starea corporală a reginelor consoarte. Regina Maria are vârsta de 41 de ani în vremea primului război mondial, are deja mai mulți copii, un fiu moștenitor al tronului Carol, deja ajuns la vârsta maturității, și un al doilea fiu adolescent, Nicolae. Altfel era situația pentru regina Elisabeta în vremea războiului de independență. Elisabeta avea vârsta de 34 de ani, era în continuare fără moștenitor, fără alți copii, dar sperând să nască în curând un fiu. În lunile de război, Elisabeta doamna este din nou însărcinată, dar pierde sarcina, de care ea și Carol își legaseră noi speranțe pentru dinastia pe care tocmai o întemeiau în România. Lăsând la o parte diferențele, ceea ce le-a legat pe cele două regine, Elisabeta și Maria, cel mai mult este creativitatea lor, ieșită din comun, care își găsește exprimare în activitatea lor literară și de artă decorativă și în apariția în public ca scritoare, făcând lobby pentru țara lor, ambele luptând pe plan cultural internațional pentru cunoașterea și recunoașterea României. Regina Maria a publicat în vremea primului război mondial eseuri despre România, cu observații despre oameni și locuri și cu frumoase descrieri de peisaje românești cu treierate de ea călare. Aceste eseuri au fost publicate atât ca articole în ziarele românești, cât și sub formă de carte. În imagini vedem ediția engleză a Reginei Maria, My Country, titlul românesc Țara mea. Cartea publicată în Anglia și Franța avea menționată pe pagina de titlu folosirea câștigului de pe urma vânzării volumelor în scop caritativ pentru Crucea Roșie din România și îngrijirea răniților de război. Cea mai importantă manifestație de lobbyist pentru România a Reginei Maria a fost prezența ei la Paris în martie 1919, în timpul tratativelor de pace de la Versailles după primul război mondial. Regina Maria nu a luat parte la aceste tratative, dar s-a întâlnit cu politicieni influenți, pledând pentru interesele României. În această fotografie o vedem înconjurată de diplomați români în drum spre o întâlnire cu prim-ministrul francez Georges Clemenceau în 7 martie 1919 la Paris. Prim-ministrul român Ion Ice Brăteanu aranjase întâlnirea cu Clemenceau, de asemenea și o întrevedere a reginei Maria cu prim-ministrul britanic David Lloyd George și cu președintele american Woodrow Wilson. Întrebată de jurnaliști despre rolul pe care și-l atribuia Sieș cu ocazia acestei șederi la Paris în timpul tratativelor de pace, regina Maria le-a răspuns că a venit să-i dea României un chip. Țara avea nevoie de un chip și de aceea a venit să-i dea chipul ei. Ambele regine, Elisabeta și Maria, considerau că este rolul lor de a reprezenta prin persoana lor țara în străinătate și de a face publicitate pozitivă pentru România. Asemănările, dar și diferențele dintre ele și modul în care reprezentau România sunt evidente. Regina Elisabeta se arăta în public îndeoseb ca o regină poetă. Ea se declara la acea vreme ca o prințesă orientală, astea sunt cuvintele ei, și îmbrăca în străinătate însă portul românesc autentic, recita la diferite ocazii și întâlniri din străinătate din poeziile populare, traducându-le spontan în germană, franceză, engleză. Elisabeta vroia să transmită probabil o viziune despre român și noul regat al României care să fascineze pe străini printr-o idee de românism exotic, misterios, fascinant, dar prezentându-le o cultură populară bogată, o țară cu un peisaj feeric și bogat în rezerve naturale. Altfel, regina Maria, care semnaliza importanța sporită a României întregită după 1919 prin fotografii în care, purtând o coroană după modelul doamnelor țării românești de pe vremuri, se prezenta ca o nouă împărăteasă bizantină. Imaginea ei simboliza măreția regatului României mari și importanța geopolitică a țării în sud-estul Europei după primul război mondial.
O vizită în străinătate mai puțin cunoscută este cea a reginei Elisabeta în Anglia și Țara Galilor din anul 1890. Din perspectiva reginei Elisabeta, această vizită în Marea Britanie a însemnat deopotrivă un moment culminant al carierei sale de regină poetă și o reușită activitate de publicitate pentru România. Într-o scrisoare către regele Carol I, din 1 septembrie 1890, regina Elisabeta îi dezvăluie bucuria ei, aflând că este cunoscută în Marea Britanie ca poetă, grație poeziilor traduse în engleză din volumul german Cântecele Meșteșugarilor. Citez. Am primit o serie de scrisori de la meșteșugari și lucrători care mă numesc sărbătoarea sufletului lor, grație cântecelor mele despre meșteșugari apărute în ziarele americane. Închei citatul. La o sărbătoare populară din localitatea Llandudno, din Țara Galilor, prilej cu care regina Elisabeta apare împreună cu doamnele ei de onoare în portul popular românesc, regina este apreciată ca poetă și primită în rândul barzilor din Țara Galilor. Elisabeta îi relatează într-o scrisoare regelui Carol, citez, așa ceva se întâmplă doar soției tale, să recite cântece românești barzilor din Țara Galilor, Europa unită prin puterea cuvântului, nu-i așa că e frumos? Îți poți închipui bucuria mea, acum sunt cu totul în elementul meu. Închei citatul. Vizita reginei Maria în America din anul 1926 a fost de asemenea privită de aceasta ca fiind un moment culminant al ei de prezență regală în public în străinătate. La New York, regina Maria a fost primită cu mare fas și aplauze frenetice. În jurnalul ei, Maria declară la 18 octombrie 1926, citez, nu mă așteptasem să mi se pregătească o asemenea primire oficială. Am fost primită cu toate onorurile militare și civile posibile, ca și cum aș fi o regină suverană. Închei citatul. La fel cum predecesoarea ei pe tronul României, regina Elisabeta fusese prețuită și primită ca regină poetă în rândurile barzilor din Țara Galilor în anul 1890 și regina Maria a fost onorată în America de tribul indian Sioux din North Dakota, unde a fost numită regina războinică, primind în dar coroana de pene a capitanului indienilor. Regina Maria relatează această ceremonie în jurnal. Citez. După ce mi-a cuvântat în mod misterios bătrânul războinic și a scos propria coroană de pene și a așezat-o pe capul meu ca să o păstrez. Pentru mine a fost o onoare colosală care nu se acordă femeilor decât cu ocazii foarte rare, dar am fost declarată de ei drept femeie războinic, titlu care își are ironia sa căci eu mă aflam într-o misiune de pace. Mi-au fost oferite darul și am întors amabilitatea oferindu-le broderii românești. Închei citatul. Pe coasta de vest a Americii de Nord, nu departe de Portland, regina Maria a participat la deschiderea unui muzeu de artă, Mary Hill Museum of Art, în care până astăzi este amenajată o încăpere dedicată reginei Maria a României. Demn de amintit rămâne faptul că ambele prime regine ale României, Elisabeta și Maria, au căpătat o notorietate deosebită în întreaga lume grație apariției lor în public și activităților de lobbyism pentru România, de care țara a profitat. În timpul vieților, reginele erau deseori pe prima pagină a revistelor și ziarelor în străinătate, de asemenea erau prezente și în rubricile despre literatură, nu doar în cele despre mondenități, contribuind astfel la cunoașterea României și la sporirea interesului pentru țară peste granițele ei. Pentru România, care devenise în 1878 un stat independent, în 1881 un regat și al cărui teritoriu după 1919 se mărise considerabil, ceea ce realizaseră primele ei două regine, într-un timp scurt, este remarcabil. Pentru țara lor, care până atunci fusese cunoscută doar vag în străinătate, regina Elisabeta, Carmen Silva și regina Maria au devenit simboluri de simpatie care au dat un chip fermecător României și o viziune pozitivă despre regatul îndepărtat de țară bogată, primitoare și fascinantă. Vă mulțumesc pentru atenție!